Am revenit în direct, vorbim despre evenimentele pe care Buzăul le-a găzduit în ultima perioadă, dar vom vorbi și despre ce se va întâmpla în continuare. Am vorbit despre cultură, am vorbit despre liceeni, am vorbit despre buzoienii care au participat la aceste evenimente, dar n-am vorbit și despre pitici, pentru că niciodată copilașii mai mici, fie de grădiniță, fie de 1-4, nu sunt uitați. Da, este adevărat că pe 29 aprilie, în cadrul acestei gale, am organizat în parteneria cu Institutul Francez din București și cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău a doua ediție a proiectului Limba franceză pentru cei mici. Este un proiect unic prin faptul că presupune o familiarizare, o conștientizare a ceea ce înseamnă jocul într-o limbă străină pentru elevi, pentru preșcolari și pentru elevii din clasa 0 și din clasa 1. Un eveniment care pentru a doua ediție, să știți că a adunat mai mulți copii și ne-am bucurat că au fost și foarte mulți părinți, bunici, profesori foarte, foarte implicați care și-au exprimat și dorința de a prezenta ceva pe scenă, în afara programului pe care noi l-am pregătit. Adică au fost 7 ateliere de lucru, de joc în limba franceză, de muzică, de bricolaj și de asemenea o piesă de teatru, un spectacol de teatru și iarăși atelierele, copiii au primit și sandvișuri, prăjituri, toate cele necesare, astfel încât să fie într-adevăr un eveniment organizat pentru a doua oară și mai bine decât prima dată. Au fost într-adevăr foarte mulți copii și părinți, peste 300 de copii, părinți, bunici și așa mai departe. Înțeleg că în viitorul apropiat se va întâmpla ceva, că vor avea parte de un manual în limba franceză? Da, da. Această ediție a proiectului Limba franceză pentru cei mici, proiect propus de Institutul Francez din București, a presupus și participarea unei scriitoare, Céline Herman din Franța, care a participat și la atelierele organizate în cadrul acestui eveniment, dar a mers și în două școli buzoiene, unde a lucrat cu elevi de clasa 1, clasa 2, elevi din ciclul primar și a selectat pentru abecedarul pe care îl va realiza în limba franceză lucrări ale copiilor. Și chiar astăzi am primit mesaj din partea Institutului Francez care anunță lansarea acestui abecedar pe baza creațiilor copiilor nu numai de la noi din județ și din alte 6 județe. Pe data de 16 iunie lansarea va avea loc la București, la Institutul Francez. Și sperăm că va ajunge și la noi, la bineînțeles, la Buzău, bineînțeles, să putem să-l vedem. Vor fi 1500 de exemplare, va fi editat abecedarul în 1500 de exemplare și toate școlile care au participat la acest proiect vor primi exemplare. Un material didactic foarte interesant pentru că eu am văzut modul de abordare al acestei scriitoare și sunt sigură că și abecedarul va fi foarte inedit și de mare utilitate pentru profesorii care încep studiul limbii franceze. Exact asta vreau eu să punctez, un ajutor nesperat pentru profesorii care predau limba franceză, pentru că profesorii învățători care poate vor să facă, eu știu, comparații între cărțile din România, abecedarul din România și cele realizate de către francezi. Noi, părinții de copilași așa mai mici, știm cât de greu se găsesc materiale didactice pentru grădiniță, nu mai vorbesc, dar chiar și pentru grupa pregătitoare, iar acest lucru este o idee extraordinară. Eu cred că ele se găsesc ușor, adică sunt peste tot, dar de calitate mai greu. Și eu sper că acest proiect va fi unul de calitate și de mare utilitate pentru toți. Ce urmează? Cu ce noutăți ne încântați în perioada următoare? Vine vacanța de vară, ce se întâmplă?
Ce se întâmplă? Păi îmi face o deosebită plăcere să anunț aici și pentru prima dată la dumneavoastră în studio faptul că proiectul Taberei Francofoniei, deja a șasea ediție, a obținut aprobarea pentru cofinanțare din partea Guvernului României, fiind considerat unul dintre proiectele strategice de promovare a imaginii României în rândul tinerilor din Europa și din alte țări. Este un proiect pe care l-am depus la Cancelaria Guvernului României, care a fost analizat la amănunt și care până la urmă a fost aprobat pentru cofinanțare, și eu cred că această recunoaștere din partea unui for extraordinar de puternic în România, Guvernului României, reprezintă pentru județul nostru cea mai bună recunoaștere în ceea ce privește organizarea de proiecte pentru tineri din Buzău, din România și din alte țări. Este un angajament și este în același timp o mare responsabilitate pe care ne-am asumat-o noi, echipa cea mică de la Centrul Cultural Francofon Buzău, și sperăm să organizăm în condiții optime, așa cum sunt ele impuse de noul parteneriat, acest proiect, de data aceasta denumit Centrul Francofon Internațional Procomunitate. Pentru că tinerii din minimum 10 țări care vor veni aici în cele 3 serii, începând cu sfârșitul, cu luna iulie, vor organiza și atelierele consacrate din cadrul taberei cu animatori din Franța, din Belgia, din Congo, dar vor organiza și activități de promovare a patrimoniului cultural românesc prin ateliere, spectacol în parcul Castelului Bran și în parcul Castelului Peleș de la Sinaia, dar și activități pentru comunitatea buzoiană, aici unde vor fi primiți. Într-o anumită zi a taberei vor participa la activități de animație culturală pentru bătrânii de la azil, pentru copii din cadrul complexului de servicii comunitare, vor realiza și activități de ecologizare în Buzău și de asemenea activități decorative, artistice, dar din materiale reciclabile. Este o muncă titanică. Da, este adevărat. Este o mare reușită. Pentru că am reușit să convingem foarte mulți parteneri, de exemplu cele două administrații ale Castelului Bran și ale Castelului Sinaia, de a ne oferi ocazia să facem această promovare prin spectacolele pe care le vom susține în grădina castelului, să spunem așa. Pentru Castelul Bran a fost un început care a și fost dezvoltat în luna octombrie, atunci când am avut prezentarea proiectului. Lucrurile s-au legat foarte frumos și în luna august 2015 o trupă de teatru din Franța va organiza în fiecare seară spectacole de teatru de marionete în grădina Castelului Bran, așa cum se organizează în Franța, în Spania, în Italia, pentru seriile culturale în cadrul Palatului. Noutățile sunt și în ceea ce privește țările participante, pentru că deja am făcut invitația, am trimis invitația și am primit confirmarea participării unor tineri de liceeni, unor elevi de gimnaziu, dar mai ales liceeni, din Franța, Belgia, Italia, Grecia, Austria, Iran și țările care au fost și anul trecut, Moldova, Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia, Armenia.
Așteptăm, interesul a fost manifestat și de către Elveția și Iordania, dar așteptăm confirmare și nu se știe dacă lista se închide aici, pentru că voi reprezenta Centrul Cultural Francofon Buzău la o întâlnire internațională, o conferință internațională pe data de 13 iunie, unde participă 22 de țări. Și probabil că veți mai lansa invitații. Da, am lansat deja invitația și sunt sigură că vor mai fi și alte confirmări de participare. Este vorba de o organizație foarte puternică, Échanges Internationaux, cu sediul la Paris și care are filiale în 22 de țări, iar Centrul Cultural Francofon Buzău a fost invitat ca să reprezinte România și să devenim membru afiliat la această organizație internațională. Este o ocazie și pentru noi de a invita aceste țări, de a face promovarea și a face cunoscut numele județului nostru și al României, dar o ocazie poate pentru tinerii buzoieni sau tinerii români de a participa la alte evenimente culturale sau educaționale organizate de aceste țări. Pentru că, de obicei, fiecare țară din cadrul organizației s-a identificat cu un anumit proiect. Iar România a fost invitată pe baza acestui proiect al taberei francofonii. Așa cum am mai spus, un proiect care implică o mare, mare responsabilitate și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care din proprie inițiativă și-au exprimat disponibilitatea de a participa ca partener, pentru că în urma acestei cofinanțări a Guvernului României trebuie ca și noi, printr-un apel pe care îl vom face la sponsorizări și la donații, să asigurăm contribuția asociației. Așadar, vacanță vom avea doar noi, dumneavoastră nu prea. Din fericire, acolo vă simțiți bine, printre tinerii veniți din toate colțurile lumii și ai noștri români. Un lucru aș vrea să punctez. De fiecare dată când am interacționat cu acești tineri veniți în vizită în România, am rămas uimită eu de cât de impresionat sunt ei de cultura noastră, de tradiții nu mai vorbesc. Inclusiv aș putea să merg până la faptul că încep să se îndrăgostească chiar și de mâncarea românească. Bineînțeles, sunt foarte multe aspecte. În primul rând, imaginea României nu este una tocmai fericită și promovată, să spunem, în mod pozitiv. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și cu toții, cred că știm, în general în Occident, dar cam în toate țările. Și ei, e adevărat că vin cu o imagine destul de negativă, prezentată, formată de presa internațională, acceptată și de familie și transmisă. Dar vreau să vă spun că, într-adevăr, de fiecare dată, după câteva zile, tinerii recunosc cu mare sinceritate acest lucru, că au venit cu anumite prejudecăți, dar că vor pleca în mod sigur cu alte imagine și vor promova ceea ce ei au văzut și au descoperit. Este impresionant să auzi un tânăr francez sau belgian sau din altă țară care îți spune: păstrați ceea ce este al vostru, păstrați ceea ce merită să fie promovat, pentru că noi nu avem o asemenea bogăție. Și cred că ăsta este scopul nostru suprem, să arătăm și altora ce avem și să ne mândrim cu ceea ce avem. Așadar, doamnelor și domnilor, într-o oră, într-un timp foarte scurt, am încercat în această seară să vă prezint și să vă prezentăm împreună cu invitata mea lucruri frumoase care se petrec la noi în Buzău și lucruri frumoase care se vor petrece în continuare. Totul este să avem disponibilitatea de a participa și de a susține astfel de evenimente, pentru că sunt făcute pentru noi. Da, vreau să vă spun că la două evenimente culturale din luna iunie îi așteptăm în mod deosebit pe toți buzoienii. Este vorba de Festivalul Internațional de Scurtmetraj, care și anul trecut a fost o noutate și a prins foarte bine, a fost foarte apreciat. Se va organiza la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău pe data de 12 iunie.
într-o zi de vineri. De asemenea, pe data de 20 iunie, când este sărbătoarea muzicii în Franța, și noi aici la Buzău vom avea pentru prima dată o comedie muzicală, Les Amants de la Bastille. Este propunerea Institutului Francez și le mulțumim, pentru că prima dată la Buzău vom avea o comedie muzicală, un gen foarte, foarte apreciat în Franța și în general în cultura. Tot pe scena sălii mari de la Consiliul Județean Buzău, peste 20 ceva de artiști, de cântăreți, de dansatori, ceea ce înseamnă o comedie muzicală în limba franceză, pe data de 20 iunie. E, poate până atunci ne mai întâlnim, mai stăm de vorbă ca să le reamintim buzoienilor unde trebuie să fie în data de 16, de 12 și de 20 iunie. 12 scurtmetrajul, Festivalul Internațional de Scurtmetraj, și pe data de 20 comedia muzicală Les Amants de la Bastille. Foarte frumoase evenimente la Buzău. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea din această seară. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră și tuturor buzoienilor care participă și care apreciază activitățile pe care le organizăm. Punem punct aici emisiunii noastre din această seară, doamnelor și domnilor. Vă urez o seară cât mai plăcută. La revedere! Noi ne revedem mâine seară. La revedere!